Astăzi, în tutorialul de luni, realizăm acest machiaj, un machiaj foarte clasic, buze roșii, auriu, un pic mai închis de data asta pe la ochi și să știți că nu o să folosim foarte multe produse, întrucât m-am gândit că ar fi cea mai bună idee ca produsele pe care le-am folosit pe față să le folosesc și pe ochi, ca să fie un machiaj cât de cât simplu. Nu știu cât de bine vedeți voi machiajul ochilor la momentul ăsta, pentru că am bretonul, dar este destul de simplu. Ce-l scoate în evidență, cred că este acel fard auriu și linia asta destul de evidentă de eyeliner. Iar acum nu se mai vede nimic, mulțumim breton. Veți vedea că în videoclip voi folosi câteva produse noi pe care nu le știți. Încă nu le-ați văzut pentru că încă nu a intrat vlogul în care desfacem coletul mare în care le-am primit. Sunt produse primite de la o fată foarte drăguță, veți vedea, v-am spus, cred că miercuri. Deci mai sunt două zile, veți vedea videoclipul respectiv în care facem și unboxing-ul la acel pachet. Și acolo o să vedeți că mi-a trimis destul de multe produse, foarte multe produse și folosim câteva astăzi. Așa că produsele pe care nu le știți sunt cel mai probabil achiziționate din Anglia, Londra mai exact, așa că nu știu să vă ajut unde ați putea să le găsiți în România, însă am vrut să le folosesc neapărat în tutorialul de astăzi. Bun, dacă sunteți curioase cum se realizează și vreți să urmăriți tutorialul de luni, vă invit să urmăriți în continuare. Să începem tutorialul, trebuie să-mi prind bretonul și voiam să vă arăt și că mi s-a rupt unghia de la degetul din mijloc, vă explic în vlog mai multe. Da, a fost o zi destul de ghinionistă, nu știu exact ce s-a întâmplat. Mi-am rupt și unghia, am spart și o paletă, o să vă arăt un pic mai târziu în tutorial. Îmi prind bretonul ca să nu mă deranjeze și îl prind de obicei cu agrafe, ca să nu-i schimbe totuși forma. Astăzi aplic fondul meu de ten preferat de la Essence, încă mi se potrivește în nuanța 30, din mare fericire. Aplic două pompițe pe mână și să-l întind cu burețelul de la Wet n Wild, unul din bureței mei preferați. În momentul ăsta am foarte mulți bureței și alternez, să știți, i-am spălat pe toți și l-am prins pe acesta primul, îmi place că e moale, e chiar foarte fain. Am lăsat aici tot procesul de întindere și aplicarea fondului de ten ca să-mi vedeți exact mișcările și să vedeți exact ceea ce fac. Eu consider că fondul de ten cel mai bine aplicat dacă îl întinzi mai întâi cu degetele pe față sau, mă rog, o pensulă, dar e mai ușor cu degetele, după care mergi pe porțiuni mici și aplici fondul de ten, adică nu mergi de pe frunte, pe nas, după aia pe bărbie și tot așa, ci pe porțiuni mici. Aplic două anticearcăne, combinația mea preferată din ultimul timp, Catrice în nuanța 15 și L'Oreal Infailibil în nuanța 320 și 6, cred că e acolo, da, o țineam invers, Vanilla. Ăsta de la Catrice îmi place foarte, foarte mult. Îmi place și nuanța, îmi place și cum acoperă și în combinație cu cel de la L'Oreal, care e mai deschis și are și putere de acoperire, nu știu, obțin și culoarea și textura potrivită. Îl întind sub ochi cu burețelul, după care o să aplic același anticercăn și pe pleoape pentru a îl folosi ca și bază. După cum vedeți, eu nu folosesc absolut deloc bază de, nu știu, farduri. Dacă baza de față are un rol pentru mine, baza de ochi este un nulă, adică nu e ca și cum n-ar exista. Aplic și balsam de buze de la Carmex pe buze, evident, sunt destul de uscate, după aceea oricum urma să aplic un ruj roșu. Acum îmi fixez zona de sub ochi, am pensula de la Real Techniques și o pudră liberă, sunt două pudre combinate, una translucidă de la Flormar și una galbenă de la Makeup Revolution, aceea banana, care e mult prea închisă pentru mine, dar în combinație cu una translucidă e super bună. Și evident că fixez și pleoapele și astfel am obținut baza perfectă și nici n-am mai dat bani în plus pe ea. Acum trec la sprâncene, folosesc Cabrow de la Benefit, îmi place foarte mult, nuanța mea este 3 sau 0,3, o chestie de genul, mi se potrivește foarte bine și îmi place mult de tot produsul ăsta, chiar cred că este printre, nu știu, cele mai bune pomezi de genul ăsta pe care le-am încercat, îmi place mai mult decât cea de la NYX, mai mult decât cea de la Belle, mi se pare chiar foarte mișto, aici am greșit un pic, dar voi corecta, și secretul cu ea ca să n-arate nașpa, mi se pare să piepte în sprânceana și vedeți că cu ea am rezolvat și o problemă din greșeală la pensat. Mi-am luat un fir în plus și am creat un mic gol, dar aplicând cu precizie și cu ajutorul acestei pensule, care mi se pare absolut perfectă pentru acest produs, deci n-aș vedea să folosesc acest produs cu altă pensulă, mi se pare că poți să faci foarte multe lucruri, de la o sprânceană foarte, foarte evidentă și foarte plină, până la o sprânceană naturală, dar totuși colorată, nu știu, chiar e un produs fain și cred că își merită banii, sincer, 130 de lei, având în vedere și cantitatea de produs, e foarte, foarte fain.
Aici este paleta pe care am spart-o. Știu, paleta mea nouă de la Essence, am spart-o chiar în timp ce filmam. Și voi aplica produsele, chiar dacă s-a spart, eu tot le folosesc, nu mă interesează așa. Folosesc pudrele de contur cu această pensulă, care este o pensulă nouă. Veți vedea miercuri în vlog, promit, toate produsele pe care poate nu le știți. Mă refer la abonatele care mă urmăresc cu fiecare videoclip. Hello! Așa, o să vedeți atunci că am primit mai multe produse, printre care și pensule, și farduri, și rujuri, și tot felul de chestii. Și după cum vedeți, aceleași farduri din paleta pentru față le aplic și pe ochi, de data asta cu pensulă mai mică, o pensulă care este tot nouă. Veți vedea în vlog exact toate produsele, pentru că le desfacem împreună. Abia aștept să vedeți vlogul acela, încă lucrez la el și sunt sigură că o să vă placă. Va fi și un vlog lung, așa, pentru persoanele care abia așteaptă vloguri și clipuri lungi. Mi se pare foarte fain ca pentru un look de genul ăsta să folosești produsul din paleta de contur și pe ochi, mai ales că aici avem de-a face cu un produs foarte pigmentat. Și vedeți că am luat o pensulă mai mare pentru pliu și o pensulă mai mică pentru pleoapa de jos și aplic, mă rog, aici puteți să lucrați cu intensitate, eu cred că am aplicat cumva nici foarte pigmentat, da, micuț, asta e pisica mea care a vrut să facă voiceover, da, nici foarte precis, dar nici extrem de difuzat, e undeva la mijloc și mi se pare că completează foarte bine look-ul și, nu știu, nici nu, sincer, văd rostul să folosești un fard separat când produsul de contur este atât de fain. Aici am tot un blush nou pe care îl veți vedea, este un blush super. Deci veți vedea imediat cât de frumos arată. E un roz pal care dă un efect foarte natural și îl aplic atât pe față cât și pe ochi cu o pensulă mai mică, vedeți? Nu voi aplica mult, adică nu va fi deloc roz acest look, ci pur și simplu cu o pensulă mică iau și difuzez marginile și cumva fac o legătură între față și ochi. E un truc pe care știu de la Adina Vlad. Aici urmează o paletă genială, vedeți și voi cum arată, este holografică, se numește Afterglow, este o paletă tot așa primită, e o paletă cu 6 iluminatoare care sunt de diferite culori, chiar dacă aici nu se vede și eu aleg acest auriu, uite aici se vede mai bine, auriul ăsta care arată foarte bine și merge cu acest machiaj, deci are o intensitate paleta asta, wow! Îmi place foarte mult, numai pe astea le-am folosit de când le-am primit. Cred că le găsiți prin Anglia, Londra, cum vă spuneam și la început. Nu știu exact să vă zic magazinele pentru că sunt primite, dar dacă le vedeți, luați-le. Și iau o pensulă mai mică și vedeți că am început să-mi iluminez nasul în puncte cheie și mi se pare că arată foarte bine. Atât în poze, nu știu cât și în realitate și voi ilumina de asemenea colțul interior, arcada, deasupra buzei, după cum știți, zonele în care mereu iluminez. Acum urmează să aplic două pufuri de spray de fixare ca să îmbin totul. În ultimul timp n-am aplicat de fiecare dată, dar o mai fac din când în când. Acesta este spray-ul de fixare de la Essence. Iar acum urmează un fard superb de la Makeup Academy. Nuanța Pearl, cred că este, și m-a inspirat pur și simplu când l-am văzut. E un auriu frumos, nu e un auriu clasic neapărat. Mi se pare un auriu cu particule un pic mai mari și un pic mai închis decât clasicul auriu. Un auriu bronziliu așa, care merge superb cu o linie bold de eyeliner și cu un ruj roșu, nici nu l-aș vedea sincer în altă combinație și vedeți că mai întâi l-am aplicat cu o pensulă, după care m-am convins singură că tot cu degetul se aplică cel mai bine fardul acesta sidefat, care vedeți că arată de parcă am lipit o folie sau am pus aur lichid pe pleapă, arată foarte, foarte bine și aplic astfel la ambii ochi, după care o să uniformizez un pic de tot cu pensula. Apoi mi-a căzut un pic de fard, așa că îl dau la o parte cu pensula de pudră, foarte puțin, câteva particule, pentru că erau destul de mari, dar nu a fost problemă, nu s-a pătat zona de sub ochi. Apoi îmi ondulez genele, întotdeauna fac asta înainte să aplic tușul, v-am mai explicat eu, mi se pare cel mai comod așa. Și să știți că am lăsat mai mult de data asta din aplicarea tușului, cred că cel mai mult din cât am lăsat vreodată, folosesc L'Oreal Gel Intensa, tușul meu preferat, cel mai bun din tot ce am încercat. Și am o pensulă aici, o pensulă cumpărată dintr-un magazin care avea pensule pentru unghii, deci o pensulă pentru unghii pur și simplu și a fost 2 lei și veți vedea cu câtă precizie poți aplica eyelinerul folosind-o. Și da, mi-am trasat liniile mai întâi la ambii ochi ca să le trasez cât de cât simetrice, evident că n-au ieșit simetrice, de ce ar face asta, dar nu-mi bat capul pentru că ochii noștri oricum nu sunt simetrici. Și aici v-am spus, v-am lăsat un pic mai mult din aplicarea tușului ca să vedeți exact procesul.
Am ales astăzi o linie un pic mai diferită față de ce fac eu de obicei. Am văzut la Lady Divine zilele astea, a postat-o o grămadă de Insta story-uri și m-am lăsat inspirată de ea. Nu știu exact cât de bine mi-a ieșit, dar am încercat ceva nou. E un pic mai bold și nu este o linie continuă, ci este de la jumătatea ochiului înspre colțul exterior și un pic în colțul interior, ca să facem legătura. Veți vedea oricum, arăt mai bine decât explic, promit. Și aici vedeți că pensula mă ajută foarte, foarte mult în crearea acestui colț intern. Fiind atât de subțire, eu mereu am avut probleme și nu înțelegeam de ce altele pot să facă acest colț intern, dar eu nu, n-aveam pensula potrivită. Și după cum vedeți, sper că ați înțeles mai mult din ce v-am arătat, pentru că v-am zis cu explicatul cam greu. Și aici am lăsat și partea aceasta ca să vedeți exact cum compar eu cei doi ochi. Trecem și la rimel. Acesta este rimelul meu preferat din acest moment, Glam & Doll de la Catrice. Cel mai bun rimel, căutați-l pe net, cumpărați-l, este în jur de 15-20 de lei, foarte, foarte mișto, mult produs, preț bun, rezistență, nici nu poți să-ți dorești altceva de la el. Și îl aplic atât sus în două straturi, cât și pe genele de jos. Și să știți că, apropo de gene lungi și frumoase, va urma probabil un tutorial, nu știu exact când, cu gene false. Și acum produsele geniale din acest videoclip, am aici un combo, tot primit, așa, un creion roșu pe care îl aplic acum, un creion foarte cremos și chiar mișto, nu știu, evit de obicei creioanele colorate, dar ăsta chiar mi se pare că a crescut rezistența rujului. Și după ce creez așa un contur frumos, voi aplica și rujul pe care, chiar dacă scrie lip gloss, se usucă mat și rezistă foarte, foarte bine. Adică nu rezistă atât de bine și la fel de bine ca rujurile de la Maybelline, dar nu se întinde peste tot. Poate un pic la colțurile gurii, dar vă promit, o să vedeți în vlog că l-am purtat toată ziua cu o mică reaplicare. M-a rezistat foarte bine și am mâncat tot felul de chestii. Am mâncat KFC și a rezistat, dar rezista foarte bine, confortabil. Deci chiar, nu știu, recomand dacă îl vedeți, luați-l. Din nou, nu pot să vă ajut foarte tare cu firma pentru că, na, nu este accesibilă neapărat, dar dacă vedeți un set, oricum, o să vedeți exact firma și cum arată, pentru că amândouă erau în cutie, în vlogul de care vă spuneam, dar v-am spus, dacă le vedeți, luați-le, pentru că merită cu siguranță. Și acesta este lucrul de astăzi. Mi se pare un machiaj foarte, foarte clasic și am mai abordat acest subiect al machiajului clasic la mine pe canal, dar de data asta am schimbat un pic produsele, poate un pic tehnica. Cam asta a fost pentru astăzi. Mulțumesc foarte, foarte mult că v-ați uitat la acest videoclip. Sper că v-a plăcut machiajul și ne revedem luna viitoare!